Dacă nu ești un astronom, probabil crezi că stelele nu se deplasează prin univers cu o viteză foarte mare, probabil crezi că nu se mișcă deloc. Dacă am dreptate, o să fii surprins că steaua numită S5HVS1, pe care o vom porecli Speedy, cu treieră galaxia noastră cu o viteză amenințătoare de 16.000 km pe secundă. La fel ca cele mai mari descoperiri, această stea răzvrătită a fost găsită din greșeală. Cercetătorii studiau ceea ce ei numesc un flux stelar, adică rămășițele unor galaxii mici care nu s-au format complet niciodată și au fost absorbite de calea lactee. Un astronom pe nume Sergei Koposov a analizat datele studiilor atunci când a descoperit niște rezultate neobișnuite. El se uita după stelele care au orbite neobișnuit de rapidă, însă a fost surprins să găsească un corp ceresc pe fugă care străbătea galaxia cu viteză record. Este greu de precizat viteza stelelor și toate celelalte caracteristici doar privindu-le prin telescop, însă ele sunt într-o mișcare continuă orbitând centrul galaxiei, la fel cum Pământul orbitează în jurul Soarelui. Astronomii numesc acest fenomen mișcare proprie. Stelele se mișcă cu viteze variabile, însă, datorită distanței mari de la care sunt cercetate, poate dura secole până când schimbările de poziție să devină vizibile. Așadar, Speedy nu este o stea obișnuită, mișcările sale nu sunt deloc normale. Steaua descoperită recent se îndreaptă către marginea galaxiei noastre, în sens contrar centrului galaxiei a fost proiectată în afara orbitei sale cu o velocitate nemai văzută în istoria științei spațiale. Astronomii au clasificat steaua S5HVS1 drept o stea albă din secvența principală și s-a estimat că este de două ori mai mare decât soarele din centrul sistemului nostru solar. Este foarte ciudat să găsești o stea de această mărime mișcându-se cu o viteză de 16.000 de km pe secundă. Stelele care se mișcă foarte rapid sunt numite de oamenii de știință stele ultra-rapide și au tendința să aibă dimensiuni diferite față de speedy, fie mult mai mari sau substanțial mai mici. Tehnic, o stea mai mică decât speedy nu este de fapt o stea. Un astfel de obiect spațial se numește stea neutronică și este o bilă relativ mică de plasmă care se răcește încet, dar care este extrem de densă. O stea neutronică este un tip de rămășiță spațială a colapsului gravitațional al unei stele masive într-o supernovă. Atunci când spunem mică și densă, nu glumim. Aceste rămășițe ale stelelor au un diametru de maxim 20 de kilometri, însă conțin mai multă materie decât soarele nostru. Vă imaginați cât de uimitor arată aceste resturi cosmice aruncate prin spațiu cu viteze amenințătoare? Când o stea se transformă într-o supernovă, nu explodează întotdeauna uniform. Aceste detonații dezechilibrate nu numai că propagă gaz cosmic și plasmă în spațiu de câteva zeci de ori mai masive decât soarele nostru, dar lansează și rămășițele stelei prin cosmos la jumătatea vitezei luminii. Luând în considerare că oamenii au fost capabili să lanseze rachete în spațiu la doar o fracțiune din acea viteză, pare că mama natură ne-a învins din nou. Însă Speedy nu este o stea neutronică, deci de ce este expulzată în afara galaxiei, la fel ca o roată desprinsă la o mașină aflată în mișcare? Răspunsul este gravitația. Un răspuns pe scurt ar fi gravitația unei găuri negre, iar răspunsul mult mai complex ar fi ceea ce numesc oamenii de știință schimbul dintre trei corpuri. Funcționează astfel. Totul începe cu două stele care orbitează una în jurul celeilalte. Acest fenomen este cunoscut sub numele de stea binară. Datorită distanței mari dintre cele două stele, este imposibil de observat cu ochiul liber această orbitare reciprocă. Cu toate astea, un sistem stelar binar nu este neobișnuit în spațiul cosmic. Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar de soarele nostru, este compus din trei stele cu dimensiuni variabile. În timp ce acest sistem pare destul de haotic și instabil, ordinea orbitelor poate fi menținută dacă toate obiectele spațiale își respectă ruta și granițele. Gravitația acestor stele care se orbitează reciproc are un efect foarte ciudat asupra planetelor care orbitează în jurul lor. Oamenii de știință sunt de părere că viața încă ar putea să se dezvolte în aceste condiții ostile să continuăm. Lucrurile pot deveni destul de sălbatice atunci când adăugăm și găuri negre în această combinație haotică a sistemelor stelare. Atunci când stelele binare se apropie prea mult de o gaură neagră, masa sa perturbă echilibrul gravitației care dă stabilitate sistemului binar de stele. Ceea ce urmează este un dans haotic în timp ce stelele prinse în gravitația unei găuri negre formează bucle dezordonate în jurul noii sale ancore, iar steaua mai ușoară acumulează o viteză uriașă. Gravitația influențează mișcarea celeilalte stele, iar în cele din urmă sunt aruncate în spațiul cosmic pe traiectorii nefirești. În cele din urmă, una dintre stele acumulează viteză suficientă pentru a ieși din sistemul stelar și zboară într-o direcție aleatorie la viteze uriașe. Ceva asemănător se întâmplă cu cheile atunci când le învârți în jurul degetului până scapă și zboară prin cameră. Însă, ceea ce o diferențiază pe Speedy de celelalte stele care sunt prinse în orbita unei găuri negre este masa sa relativ mică. În ciuda faptului că este mai masivă decât soarele nostru, este totuși o pitică în comparație cu alte stele masive albastre sau violete care sunt mult mai des întâlnite în aceste evenimente cosmice. Mai puțină masă înseamnă și o gravitație mai mică, ceea ce la rândul său înseamnă mai puțină energie care propulsează steaua prin univers este nevoie de foarte multă energie pentru a determina viteza excesivă a lui Speedy. De fapt, este atât de multă forță și energie încât dacă ar fi aplicată asupra pământului, acesta ar acum lua o viteză de până la 99,7% din viteza luminii. Dar asta nu se va întâmpla cu siguranță, însă pentru orice eventualitate mai bine vă agățați de ceva stabil cât mai repede. Pentru ca o stea relativ mică să genereze atât de multă energie, gaura neagră care a propulsat-o pe Speedy prin spațiu trebuie să fi fost extrem de masivă. Termenul potrivit ar fi supermasivă pentru că astronomii au determinat că, bazat pe traiectoria stelei, aceasta a fost expulzată prin univers de nimeni alta decât gaura neagră supermasivă din centrul galaxiei noastre. Cunoscută printre astronomi drept Sagittarius A-Star, această stea colapsată transformată într-o gaură neagră supermasivă dă forma galaxiei noastre Calea Lactee. Este singurul obiect cosmic cu un câmp gravitațional destul de puternic care este capabil să propulseze prin spațiu o stea. Acest lucru face ca Speedy să fie primul obiect cosmic confirmat care a fost alungat din nucleul galaxiei noastre. Este o descoperire importantă care umple un spațiu gol despre înțelegerea noastră asupra funcționării unei galaxii. Înainte să fie aruncată prin univers, Speedy ar fi trebuit să aibă drept companie o a doua stea mult mai mică. Cel mai probabil aceasta a fost absorbită în cele din urmă în interiorul găurii negre Sagittarius A star în timpul perturbării orbitei sale în jurul lui Speedy. Însă astronomii au două teorii curente diferite despre motivul exact pentru care Speedy a ajuns să călătorească prin univers la viteze colosale. Prima teorie este că sistemul stelei binare își are originile în discul de acreție al găurii negre supermasive. Un disc de acreție este termenul astronomic folosit de cercetători pentru denumirea inelului uriaș format din gaz și praf cosmic care orbitează în jurul unui obiect ceresc central masiv, de obicei o gaură neagră sau o protostea. Acesta este punctul în care nimic nu rezistă, nici măcar lumina fiind atrasă de forța gravitațională intensă a găurii negre. Condițiile din interiorul unui disc de acreție sunt perfecte pentru formarea stelelor, iar gaura neagră va garanta necesarul de materie pentru formarea unor stele noi. Această metodă neobișnuită de creare ar explica cum două stele cu o masă radical diferită ar putea forma un sistem stelar binar. Datorită apropierii de o gaură neagră, traiectoria orbitei unei stele va fi perturbată rapid. Cealaltă teorie spune că o gaură neagră mică ar fi putut fi trasă în interiorul unei găuri negre supermasive datorită forței gravitaționale mai mari. Am dezbătut recent acest subiect, o să vă las un link în descriere. Dacă acest fenomen are loc, forța lor gravitațională combinată ar fi putut fi suficientă pentru a propulsa stelele în afara orbitei lor. Cu toate astea, astronomii consideră această teorie foarte puțin plauzibilă, iar un răspuns definitiv și precis ar da cercetătorilor foarte mult de muncă. Poate că astronomii nu au un răspuns final și concret, însă Speedy se află încă sub observare atentă și nu este nicio urmă de îndoială că vor fi descoperite alte lucruri interesante despre ea. Cercetătorii speră că informațiile primite de la harta 3D a galaxiei noastre, ce va urma să fie creată de nava spațială Gaia în anul 2021, va lumina acest mister cosmic. Pentru moment, astronomii sunt nerăbdători să descopere noi stele ultra rapide, în speranța că va obține o mai bună înțelegere asupra ceea ce se întâmplă în centrul galaxiei noastre și a modului în care este distribuită masa stelelor de-a lungul vastei colecții din interiorul a ceea ce noi numim Calea Lactee. Dacă ar avea loc noi descoperiri în astronomie, asta ar schimba radical înțelegerea noastră asupra spațiului cosmic, deci nu este surprinzător că astronomii tânjesc după noi informații. Voi ce credeți? Mai cunoașteți și alte mistere cosmice pe care sunteți dornici să le descoperiți? Scrieți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!